Conducerea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a decis realizarea unui audit extern a situației financiare pentru perioada 2011-2015, proces care are ca termen de finalizare primul semestru din anul următor. Mai mult, se va organiza o serie de concursuri de specialitate adresate celor din departamentele administrative pentru folosirea mai eficientă a platformei de licitații publice. În efortul de internaționalizare, universitatea intenționează să înceapă acreditarea unor noi specializări cu predare în limbi de circulație internațională și realizarea unor acorduri cu alte instituții de profil la nivel european și mondial. În februarie, conducerea universității își propune depunerea candidaturii la o serie de proiecte Erasmus+, care presupun parteneriate cu instituții din alte zone geografice, precum China sau America Latină. Pe plan intern, este exprimat interesul cu privire la dezvoltarea programelor studiu cu dublă diplomă sau specializare.